Bun găsit! Sunt Laura Culiță și acum ești conectat la România. Astăzi discutăm despre cum pot românii din diaspora să se reconecteze cu țara, cum pot obține finanțare pentru afacerile lor, fie că sunt la început, fie că vor să se dezvolte. Totodată discutăm și despre cum pot românii de aici să treacă granițele cu afacerile lor. Pentru asta îl am alături de mine pe Marius Bostan, inițiator al Repatriot, proiectul mai multor lideri de business din România. Bine ai venit, Marius! Bine te-am găsit! Aș vrea, în primul rând, să ne spui ce înseamnă organizația Repatriot și cum îi ajută concret pe românii din afara granițelor să se întoarcă aici, bineînțeles pe cei care vor să facă acest pas. Repatriot este o inițiativă a unui grup de oameni de afaceri din România, sub umbrela România Business Leaders, și încercăm să-i inspirăm pe cei plecați să revină. Le arătăm prin exemplele noastre personale că și în România se poate. Pentru că ei nu mai au încredere în România. Problema este încrederea în România. Exemplul nostru personal și reușita noastră inspiră și pe ei. În afară de asta, le oferim consiliere directă în momentul în care ei vor să revină, le putem da informații inițiale, consiliere de afaceri, informații despre România și despre cum pot rezolva anumite probleme. Pentru că sunt probleme, după cum bine știm, în România și câteodată nu e simplu, și atunci noi încercăm să-i sprijinim direct cu problemele cu care ei încearcă să facă față. Datele oficiale arată că în momentul de față, în afara granițelor, ar fi 5,7 milioane de români. Sunt datele Ministerului Afacerilor de Externe, însă, bineînțeles, numărul românilor aflați peste hotare este mult mai mare de atât. Așadar, un potențial uriaș. Am văzut că în perioada pandemiei au fost uh, mai mulți români care și-au dorit să revină în țară. Unii au și făcut acest lucru, dar ca să o luăm uh, pas cu pas. Care este, să zicem, procedura? Ce trebuie să facă un român care vrea să revină în țară, are o idee de business? Cum e legătura cu organizația voastră și cum ajutați în mod concret? Care sunt primii pași? Este foarte simplu. În primul rând trebuie să ne scrie un e-mail este officearonrepatriot.ro, avem o adresă de e-mail și primim, să știți, mii de e mail pe lună și la care încercăm să răspundem cât putem de bine. Noi suntem o organizație bazată pe voluntari, dar avem experți, atât în domeniul managementului, marketingului și în domeniul oportunităților de finanțare. Și atunci încercăm să le dăm uh, aceste sfaturi. În primul rând, deci trebuie să ne scrie, să-și descarce aplicația noastră Repatriot App, Repatriot App, o pot uh, downloada după App Store sau uh, după um, cei care au Android, uh, după platformele Android. Și atunci, uh, în această aplicație, găsesc informație și găsesc uh, știri despre ceea ce facem noi. E mult mai simplu. Uh, site-ul nostru poate fi urmărit repatriot.ro în momentul în care ne scriu, intră în legătură și telefonică eu personal am pe săptămână, cred că, dedicate peste 10 ore de discuții cu oameni care vor să revină sau sunt în afara țării, au probleme acolo Ce e mail ai primit în ultima vreme? Cu ce probleme? Ce îi frământă pe românii de peste hotare? În primul rând, sunt, să știți că sunt români care, după o perioadă de 10, 12, 15 ani, Petrecut acolo și ar dori să vină să investească acasă. Aceștia sunt ținta noastră de conectare. Noi ne-am dorit să-i conectăm pe toți cât mai mult cu România, dar prioritatea noastră sunt antreprenorii, că ei sunt gata să-și asume riscuri și își doresc să se reconecteze. Își pun întrebări asupra viitorului României, dacă România se îndreaptă într-o direcție bună și dacă investițiile pe care le fac ei acasă sunt sigure. Și, și noi, care este răspunsul pe Răspunsul îl dați? nostru este prin propriu exemplu. Atât timp cât noi investim în România banii noștri, deși să știți că în grupul nostru sunt mulți oameni care sunt și în afara țării cu, local. localizări. Să și câteva exemple concrete. În uh, grupul nostru, deci, găsim uh, fondatorii marilor uh, branduri din România, de la uh, cel mai uh, mare, cea mai mare companie de logistică și curierat uh, din România, din turism, uh, deci Felix Pătreșcanu, Dragoș, Anastasiu, Gabrieli Ștoc, doar să enumăr număr doar câțiva dintre liderii cunoscuți din Repatrio, Dragoș Roșca, în, în România, business leaders, iar sunt liderii importanți, antreprenorii români, din, cei mai importanți din România, sunt 60, cred că sunt peste 20% din produsul intern brut al României. Și îmi spune că este suficient ca oamenii să trimită un e-mail, primesc un răspuns, mai departe ce se întâmplă. U este important ca ei să ne spună dacă ideea lor, într-o oarecare măsură, trebuie să știm ce doresc să facă pentru a-i putea ajuta. Uh, intrăm într-o conversație telefonică și căutăm să dăm exemple din zona de interes și să-i conectăm cu cineva din România, din zona lor de interes. De exemplu, dacă e un antreprenor, să spun, în domeniul. Uh, să spun agricultură, atunci încercăm să dăm un exemplu și să-l conectăm cu cineva din, din această zonă. Dacă dorește să facă o afacere în servicii, în Horeca, în turism, în un restaurant, atunci avem lângă noi antreprenori care s-au întors sau care sunt în, în acest domeniu. Chiar președintele în Business Leaders este acționarul cel mai important lanț de, de restaurante din România. Deci care a avut succes aici. Și atunci sfaturile sunt date de oameni care au Exact, știu foarte bine despre ce este Îi vorba. Îi costă ceva? Nu, noi facem aceasta, acest lucru pro bono prin voluntariat. Toți antreprenorii sunt voluntari, deci voluntarii noștri sunt oameni de afaceri, de fapt. Avem și studenți, avem câțiva studenți străluciți, avem uh, câțiva tineri extraordinari care ne ajută în fiecare zi și cărora le mulțumesc. Și încercăm să răspundem la toate solicitările. Și sunt multe, Din înțeleg. păcate nu reușim întotdeauna. Uh, încercăm să inspirăm și pe alții să facă ce facem noi. Pentru că nu ne dorim noi să avem vreun monopol asupra acestei mari probleme a României. Noi încercăm să conectăm și să rămânem la nivelul de inspirație, de a da exemple, pentru că am fost și în afara țării, am mers în zeci de țări și am vorbit cu românii de acolo, le-am împărtășit dorința noastră de a avea alături, pentru că până la urmă este o, chesti este o chestiune umană. Ei trebuie să-și se simtă doriți acasă Îmi și noi spune. asta încercăm să transmitem pentru că acesta este primul pas Oare ați făcut o statistică cam câți români s-au întors în ultimii ani prin ideile lor de afaceri și cum au fost ei ajutați de proiectul Repatriot? Hai pentru să vă dau de un simplu exemplu la, din 2015 la nivel de inspirație Ideea noastră a fost propusă Guvernului României în 2016 și Guvernul României a lansat un program Diaspora Startup o mie de companii, puțină lume știe că o mie de companii noi de startup-uri s-au fondat în România de către români plecați, cu un mic ajutor din partea fondurilor europene. Au fost realocați niște bani europeni după ideea noastră, ea a fost pusă în practică de guvernul de atunci, apoi guvernele ulterioare au continuat-o. Știți care este culmea? Aceste o mie de afaceri, peste 90% dintre ele, numai că au supraviețuit pandemiei, S-au și dezvoltat. O mare parte dintre ele și-au mărit numărul de angajați, și-au mărit cifra de afaceri și profitabilitatea. Deci acest tip de investiție și acest tip de ajutor este extrem de important și creează o nouă uh, legătură, conectare, dar de încredere de, de această dată. Programul startup Diaspora continuă, da. Startup Nation Diaspora continuă și în 2022. În luna asta ar trebui să pornească întregul program startup și vedem că sunt finanțări de maximum 100.000 de lei pentru un loc de muncă creat, pentru două locuri de muncă maximum 200.000 de lei și bineînțeles ce aduce nou anul acesta este o cofinanțare de la 5 până la 15%. Din păcate, o idee bună lansată de oamenii de afaceri nu a fost atât de bine pusă în practică de guvern. Au fost probleme mari cu finanțarea pentru Startup Nation. Acum sunt promiși bani pentru o mie de beneficiari, pentru cei care se află peste hotare și vin aici să facă afaceri. Cum ați văzut evoluția acestui program? Ideea a pornit într-adevăr de la Repatriot, dar cum a fost ea pusă în practică? Să a știți am că de dorit. prima dată noi am pledat să fie cu o finanțare un pic mai mare, adică o 20% cu finanțare nouă, ni se pare cel puțin, adică minim uh, pentru a de începe o afacere, pentru că suma nu e atât de mare. Aici vorbim de o sumă uh, în care, dacă nu pui uh, skin in the game, adică să spui un pic uh, și uh, nu numai abilitățile, dar dacă n-ai câteva mii puși deoparte, economisiți Doar din ceea mii? ce ai făcut tu, câteva mii măcar, de dar mii. trebuie să pui acolo 4-5 mii deoparte și să fii în stare să-ți riști proprii bani. Pentru că atunci uh, Rata de succes va fi mai mare a investiției și este un principiu general de business în toată lumea. Nu este, a doua chestiune, Startup Diaspora, și vorbesc care lansat în 2015-2016, a avut o parte de educație în același timp. O parte Asta de mentorat, mentorat. Adică acele granturi au fost însoțite de o activitate de mentorat care era foarte importantă. Pentru și care lipsa câteodată. în mod normal și acum Startup Nation nu e pentru un program foarte vast cu mii, zeci de mii de, de beneficiari și atunci uh, o să fie destul de greu de asta partea asta de mentorat ar trebui preluată de societatea civilă de oamenii de afaceri cu experiență care ar putea să facă voluntariat în mentorat pentru acest tip de afaceri și asta va face Repatriot noi o să încercăm să-i ajutăm pe cei care o iau pe această cale uh, să treacă de anumite greutăți. Pentru că... Asta voiam să ne spui. Care sunt cele mai mari greutăți cu care se confruntă și poate ne spui și cum îi ajutați voi în relația cu instituțiile, pentru că bănuiesc că cel mai mare bau-bau acolo da, este. exact. Birocratia. Cozile de la fisc, cozile de la registrul comerțului, cozile de pretutindeni. Lucrurile au început să mai digitalizeze pas cu pas, prea, prea încet, din păcate. Vă dau un exemplu. La un moment dat un antreprenor român din străinătate a venit acasă să facă un servis. Nu reușea să ia autorizația și conectarea la, la gridul de energie și să chinuia de câteva luni. În prima etapă am crezut că este o problemă de birocrație tipică. Am ajuns la primărie, am discutat cu primăria, deci a fost o intervenție din partea noastră prin scrisori și apoi directă. Am constatat că proiectul era greșit, de fapt, adică baza greșelii nu neapărat era să bloca în administrație. Și atunci am ajuns cu acea administrație locală, am ajuns la concluzia că ar trebui să aibă un birou special sau un consilier special să se ocupe de astfel de cazuri. Pentru că dacă acel antreprenor ar fi ratat, ar fi spus că din cauza administrației, și am explicat primarului, din cauza administrației ar fi ratat. În fapt nu era neapărat vina, era la mijloc cumva dar realitatea ar fi fost că din cauza administrației administrația are partea ei de vină dar să știți că este important ca acea administrație orice administrație în România să și numească un consilier măcar, avem, dacă nu un birou. Avem măcar o ceva, un Noi început am scris. undeva. Avem, avem de... mai multe locuri. Pentru că din... declarativ statul român a zis: "Vă vrem înapoi la nivel de președinte și prim-ministru". Este pentru ceva. prima dată la nivel de președinte și prim-ministru. Vedeți declarațiile celor doi de ziua românilor de pretutine Sunt extraordinare. N-au mai fost date astfel de declarații. Și așa începe un proces. Deci ai nevoie de liderii. Dar de la României, declarație până la, reali, până la punerea în aplicare este cale este lungă, am lung. văzut în România, de unde ar trebui să înceapă, cu acești consilieri de care spune noi tu? Noi ce facem noi? În fiecare an am trimis scrisori către toate administrațiile locale. Să le explicăm importanța diasporei și că e important să facă ceva, să-i cheme și să țină contactul, să-i conecteze locurile de unde au plecat, pentru că ei sunt o sursă majoră de dezvoltare. Este o mare problemă. Da. Foarte multe dintre administrațiile locale nu prea știu unde s-au dus oamenii aceștia. Așa cum ziceai, trebuie avem 5,7 milioane, dar acești oameni trebuie identificați. Hai să vă dau un exemplu. Primarul de la Reșița, Ioan Popa, a făcut prima dată, un antreprenor, a revenit din mediul privat. Una dintre primele acțiuni pe care le-a făcut Ioan Popa a fost să facă un recensământ al persoanelor plecate. Și a constatat ceva fabulos. de Nu atât de pozitiv, da? Plecaseră foarte mulți, dar așa a putut să identifice exact, zonele de unde au plecat. Ce au, orice primar, având în vedere că are 10, câteodată 20, câteodată 30% din proprii cetățeni plecați, este firesc să se preocupe, să facă baza de date cu ei, să afle unde sunt plecați și să-i sune. Să-i sunem măcar de ziua lor, să le dea mesaje pe rețelele sociale. Avem rețele sociale, avem calculatoare, da, putem să identificăm, putem să-i targetăm. Dacă fiecare comunitate locală din România ar face acest lucru, am fi conectați la România și românii de afară ar fi conectați la România. Dar e nevoie ca absolut orice primar, orice consilier local să facă acest efort. Bun, vezi tu că se fac acum cele mai multe afaceri în 2022 și pentru că am ajuns la acest capitol, aș vrea să vedem în clipele următoare și o declarație făcută de Raluca Stanciu, este consultant în afacerile în sistem de franciză și are câte va concluzii interesante. Propun să urmărim pe Raluca Stanciu. În mare parte românii care se întorc vin din țări precum Spania, Italia, Germania. Noi avem o statistică făcută în direcția asta. Sunt oameni plecați de mai bine de 10 ani din România, deci deconectați de ceea ce se întâmplă acum în piață. Uh, ei vin cu ideea de a-și porni un business și să uită la franciză, toma din perspectiva că au fost plecați foarte multă vreme și nu sunt ancorați în realitate. Însă, pe de altă parte, creșterea inflației din ultimii ani pune presiune pe ei să-și folosească banii pe care i-au strâns în bancă și întoarcerea în țară pentru a-și construi următoarea casă nu mai este o opțiune. Toți își doresc independența și își doresc, practic, zona de antreprenoriat. Investițiile medii în direcția asta sunt proiecte cu investiții între 50 și 80 de mii de euro. Cam asta este bugetul pe care îl pun la dispoziție să-și înceapă o afacere. Cei care se întorc acasă investesc fie în zona de Horeca, restaurante mici de tip bistro, cafenele, de ce pentru că le este cunoscut domeniul. Au lucrat fie pe vase de croazieră, fie în restaurante pur și simplu. Zona de servicii a crescut foarte mult în perioada și de pandemie și plec de la servicii de la cleaning la serviciile de curățare textile, ne ducem cu toții hainele la curățat, nu ne mai ducem în zona de muluri sau centre comerciale să nu ne expunem până la zona de educație pentru copii pentru că venim toți după un, o schimbare a modului nostru de lucru suntem la rândul nostru părinți, stăm acasă Iată, Marius, da. câteva informații despre românii care se întorc aici și își fac o afacere. Din punctul tău de vedere, unde vezi cele mai mari oportunități? Unde vezi că ar putea să investească și să aibă șanse mari de succes românii care se întorc în țară? Toate domeniile sunt interesante, de la agricultură, de la procesare produse agricole, distribuție până la servicii în orașe, gen Horeca, uh, turism, de exemplu. România e o țară care nu și-a atins potențialul turistic, a României de 10 ori mai mare. Dar ai merge deci un loc pe ideea și anume acolo unde au experiență să investească dacă au lucrat într-un restaurant. Dacă nu să-și iau o franciză, aici. da. Nu, nu, ideea e, dacă ai o oarecare experiență, uh, mergi pe zona ta de, de, experiență. găsește să asociați, nu fi singur niciodată. găsește cei mai buni parteneri. Uh, uh, pentru că ai tot timpul un sprijin. Doi, dacă nu ai o experiență clară de business, mergi pe o franciză. Ia un manual de management, ia manualul de franciză, citește-l, puneți planurile pe hârtie, scrie și apucă-te de treabă. Dar înainte, Pregătește-te bine, studiază piața, strânge informații, culege informații pe internet, sunt foarte multe informații, discută cu oameni care au făcut același lucru și încep când ești foarte sigur. Nu te arunci înainte de a prospecta foarte bine domeniul. Investiția, Atât, spunea Raluca, 50-80 de mii. Este mult, este puțin? Unde vezi că ar fi o investiție eu cred că cu care depinde de afacere poți să pornești, sunt afaceri în România care poți să le pornești și cu 5.000 și cu 10.000 și cu 20.000. Dă-ne da, câteva exemple, noi dăm fără denumiri, să zicem, de brand dau exemple de oameni care au și făcut asta. Deci asta. nu măcar că... Deci un prieten din Anglia a lucrat uh, manager de o macara foarte performantă, s-a întors în satul de Bașnină, acum uh, și-a cumpărat câteva mașini agricole cu care lucrează pământ, a luat pământ în arendă și în același timp a dezvoltat... Uh, o stupină care e în creștere. Inițial, investiția lui a fost de... a investit treptat de câteva zeci de mii, dar ar fi putut să înceapă, spunea, dacă m-aș fi întors în casa părinților, că discuția asta a fost, dacă s-ar fi întors în casa părinților, ar fi renovat-o un pic, ar fi putut să înceapă și cu 5-10 mii de, de euro gospodăria, Uh, el a avut disponibilități mai mari financiare Pentru că a muncit din greu 10 ani acolo și el și soția Și au venit cu copii uh, Și am întrebat, dar educația? O declarație făcută de ministrul muncii din Italia Care spunea că dacă în anii de dinainte de pandemie Erau peste un milion de români în Italia Acum sunt sub un milion și duc lipsa lucrătorilor noștri Te-aș întreba, cum convingi tu uh, pe un român Aici este și declarația. Înainte de pandemie au fost 1,2 milioane de români care lucrau, astăzi sunt mai puțin da. de un milion. Te-aș întreba, cum îl convingi tu pe un român să vină aici cu întreaga familie, să facă acest pas și uh, să își pună la bătaie și banii? Pentru că, așa cum am văzut, sunt câteva zeci de mii de euro, poate da. unii au chiar mai mult de atât. Sunt conisie. două cazuri. Poți să revii să lucrezi ca angajat sau poți să revii ca antreprenor. Sunt două cazuri total diferite. Dacă revii ca angajat și ești din Italia, să luăm exemplu Italiei, caută și scrie tuturor firmelor italiene, top firme italiene din România, top 10, top 20, top 30 și scrie le că vrei să revii. Companiile italiene din România adoră să angajeze români în Italia, îți poți păstra asigurarea medicală, poți să-ți o asigurare de tip mutua medicală din Italia, astfel încât să ai această siguranță suplimentară Pentru că mulți români din Italia Pun problema sistemului de sănătate Și spun că în România n-ar fi e, suficient de bun Îți poți păstra asigurarea medicală Tip mutuat Cu 100 de dolari, 200 de dolari, 200 de euro pe lună e, Maxim O ți-o poți păstra Deci ești asiguratul și familia Și fă pasul să-ți găsești un loc de muncă Dacă vrei să devii antreprenor Prospectează piața, vezi nevoia și domeniul, Scrie un mini business plan și dacă vrei un pic de ajutor, trimite la officearoanrepatriot.ro Noi putem să-ți dăm un feedback, să-ți dăm o opinie, să spunem părerea noastră. Și să știți că au fost oameni care au revenit, au dat faliment odată și apoi s-au întâlnit cu noi. Și a spus, domnule, îmi pare rău că nu v-am întâlnit de prima dată. Pentru că noi i-am fi spus din prima, nu fă acel lucru pe care l-ai făcut. Dacă ar fi să apreciez cam care este rata de succes pentru business celor care vin aici? să știți că e mult mai mare decât cea românilor, a celor aflați aici care investesc. Oamenii Cam la care au plecat, aprecia. nu pot să dau, e greu să dai statistică, dar eu spun că nu 90% din ei reușesc. Deci 90%, care e o rată formidabilă. E încurajator ce Nu, ne spui? nu, este formidabilă. Deci față de media europeană, orice, orice afacere, știți că ratele sunt mici, sunt 20-30% de reușit în afaceri. În general, după 3-5 ani dispar. 70% din companiile nou înființate dispar. Să știți că românii plecați care au revenit, în mare parte au reușit. Bineînțeles, sunt și multe cazuri de nereușită, dar Marea lor majoritate au reușit. Dacă faceți și drumul invers, românii care vor să își ducă mai departe peste hotare afacerile, cum îi ajutați? Dacă există astfel de inițiative, am o idee de afacere, am pus-o deja în practică aici și vreau să o duc în Italia, în Spania, poate chiar acolo unde sunt comunitățile mari de români. Noi promovăm toate afacerile românești care vor să se extindă. De exemplu, un brand important. Dintr -un proprietar român domeniu. dintr un anumit domeniu, să nu spunem numele, chiar ieri, și astăzi au ședințe de cum fac expandarea în Anglia, iar în Anglia, șefa marketingului este o româncă care a revenit, e cum pas acolo, dar cum pas aici. Deci, i și dă, să fac i și ajutăm să facă acest în, deployment în, 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 în. Pentru că acești. 5,7 spus, dar eu zic că sunt spre 7-8 milioane, că sunt și mulți care munce sezonier sau sunt îndute vino, sunt foarte mulți. Gândiți-vă că sunt o pârghie fantastică pentru promovarea oricărui produs românesc în, în, sau serviciu românesc și schimb servicii de transfer de bani, de exemplu în Italia, Spania și în multe alte țări care s-au ridicat pur și simplu prin românii plecați. Românii aflați în străinătate sunt o mare bogăție pentru internaționalizarea afacerilor românești. Gândiți-vă la o aplicație sau la, o, la un produs de la consum. Dacă el are deja o piață și este promovat în rândul unei comunități, și deja are, un, are o șansă de a crește. Și aici, exemplu, pentru noi a fost foarte important exemplu comunității israeliene, evreii care sunt în Acolo, toată cu lumea. Ce produse sau servicii a mers? În comunitatea din Israel Deci în Israel sunt turiști Care vin în România Și vin foarte mulți la Poiana Brașov um, Ei iubesc România um, Evrei și sunt mulți evrei de origine română Care au plecat din România acolo Sunt extraordinar de mulți Extraordinar de dornici de a reveni în România Vin în vizită Dar să știți că stau mult Și unii au și investit Destul de mulți bani în România Cumva România e considerată pentru mulți e, e, evrei, e considerată ca o a doua patrie pentru cei care au plecat de aici. Să simt foarte legați de România. Deci, și vorbesc cu o limbă română, eu am rămas surprins. Copii care erau născuți acolo, care vorbeau încă românește. Și pe finală de emisiune aș vrea să vorbim și despre specialiștii noștri în IT, pentru că un sondaj realizat de Brainspotting spune că 50% dintre specialiștii în tehnologie aflați în diaspora sunt dispuși să se întoarcă, au ceva temeri, bineînțeles, în anumite condiții ar face acest pas înapoi în țară. În schimb, noi știm foarte bine, avem un deficit foarte mare de specialiști în IT, cam 37.000 ne-ar lipsi. Spune-ne cum îi sfătuiți pe cei din IT care ar vrea să se întoarcă dacă aveți astfel de cazuri și uh, spunea da. acest sondaj că s-ar întoarce doar în anumite condiții. Despre ce sunt, e vorba? Sunt uh, foarte multe cazuri de români din IT care au revenit. De ce? bucurești, în general, Clujul, orașele mari sunt locuri în care chiar îți place să trăiești, sunt orașe vibrante în dezvoltare. Să știți că lucrul ăsta uh, în Occident, nu în toate orașele putem regăsi acest... Uh, această dorință de viață parcă o, o, e o comunitate vibrantă în toate sensurile și se refac obiectivele culturale. Deci, un loc unde costul vieții este mai scăzut decât în multe orașe occidentale, oamenii sunt mai prietenoși, te împrietenești mai ușor, îți faci grupuri, deci trăiești mai bine. Eu spun, bani? eu spun și afirm asta prin declarațiile și o pot demonstra prin declarațiile unor expați care au ales București în detrimentul altor orașe mari, deși salariile erau cam la fel, uh, care au în... Uh, mă bazez pe declarațiile unor români care au revenit, dacă reușim să refacem încrederea în clasa politică, încrederea în establishment, în liderii României, că sunt oameni uh, serioși, uh, antreprenorii au crescut ca și credibilitate și să știți că antreprenorii sunt uh, în topul credibilității românilor, în momentul de față, nu erau acum 10 ani. Dar acum, pe primul loc, e biserica armată și apoi vin antreprenorii. Deci, asta e. De asta, noi, ca antreprenori, ne-am dat seama că avem o misiune mai importantă. În afara faptului să ne facem treaba acolo, în businessul nostru, ne facem bine, pentru angajații noștri, pentru acționari, pentru uh, uh, parteneri. În afară de asta, mai avem și o misiune în interiorul societății. Să folosim această încredere și să redăm încredere uh, uh, României. Și cred că foarte mulți it se vor întoarce pentru că salariile s-au ridicat și la București și la Cluj foarte mult, pot lucra și remont și un loc unde îți place Clujul, București, Iașu. La Iași este, sunt foarte, foarte mulți care au din Statele Unite. Avem oameni în IT din Statele Unite care au revenit, sunt în Iași. Așadar, un potențial extraordinar. Să vedem și ce se va întâmpla și cum va fi el, să zicem, exploatat. Îți mulțumesc tare mult, Marius, pentru acest interviu. Foarte. Vă mulțumesc că ați fost alături de noi la Conectat la România, știrile protv.ro, emisiunea care îți aduce sfaturi utile pentru o viață mai bună. Până data viitoare, ne puteți lăsa mesajele dumneavoastră pe pagina de Facebook a știrilor protv. Pe curând!